Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Purtăm un dialog de aici din studio cu domnul Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava. Domnule prefect, pentru că în prima parte, spre final, ați menționat faptul că Suceava a ținut capul de afiș pe televiziunile naționale cu știri negative. Vreau să vă întreb, se impunea, eu știu, o comandă militară la nivelul conducerii Spitalului Județean. Dumneavoastră cunoașteți, aveți mult mai multe informații, ați fost acolo, ați discutat cu ei. Asta e întrebarea. Dacă se impunea, bine, nu numai la noi a fost o asemenea formulă de management, dar se impunea la Suceava? După cum observați, la nivel național, modelul Spitalului Județean Suceava este des implementat. Mai mult asistăm autorități publice care solicită în mod clar, în mod expres, o autoritate medicală, da, militară. Da, iată, chiar directorul Spitalului Universitar, da, cel mai mare spital, am înțeles, din România, tot din București, da, a solicitat managerul o comandă militară. Da, noi, în primul rând, ar trebui să înțelegem că vorbim totuși de medici. Faptul că sunt medici militari aduce un plus de rigurozitate, de disciplină. Eu le-am mulțumit și să știți că țin legătura cu unii dintre ei și nu numai cu medicii militari, dar sunt și alți medici extraordinari. Mă refer, de exemplu, la medicul epidemiolog de Mercurea Ciuc, care are rădăcini aici, în Bucovina, și care a promis că va veni în vară. E vorba de Sergiu Sângerzan, a cărui continuă o lungă tradiție în familia sa. Și m-am bucurat să aflu că are bunică din Bucovina. În ceea ce privește acest management militar, înțeleg că a ridicat o serie de largi dezbateri în mass media, însă eu nu o să mă refer la ele, o să fac strict o precizare la ce au lăsat aceștia în urmă. În primul rând, au coagulat o echipă. Cred că ăsta este principalul lucru. Să știți că m-am bucurat extraordinar în momentul în care m-am dus la ședința la care a fost prezent și ministrul Tătaru al Sănătății, în care s-a preluat managementul medicilor minunați de la Spitalul Județean Suceava, care vor asigura interimatul. Iar ulterior, după această ședință și cea de la Palatul Administrativ, am revenit ca să mi-au rămas bun și am găsit la o masă de ședință făcând planuri pe colonelul Deiroiu, pe domnul noul manager, domnul dr. Buzdugan, pe domnul dr. Liviu Cărlan, șeful UPU, care stăteau toți acolo și își făceau planuri împreună. Mie mi-a dat un sentiment de coeziune, de coagulare a unei echipe. Mai mult, modul inedit, am spus noi, la nivel național, inclusiv democratic, prin care Consiliul Medical, deci toți reprezentanții șefilor de secții din Spitalul Județean au ales ca destinele lor să fie conduse de colegi de-al lor. În punctul meu de vedere, este un prim pas pentru normalizarea unei situații care, din nefericire, pe noi ne-a afectat în primul rând. Iar în momentul în care vorbim acum, situația de la Spitalul Județean Suceava este una stabilizată, una aflată în curs de normalizare. Vorbeam cu domnul dr. Gavrilovici și, cu permisiunea dumneavoastră, mă uit pe o situație pe care mi-a dat-o dumnealui și e bine să știți că astăzi la Spitalul Județean avem internați un număr de 659 de pacienți, din care COVID 539, non-COVID 120. Numărul de persoane externate, după comunicările pe care le-am dat colegii de la CJCI din cadrul ISU, numărul raportărilor Direcției de Sănătate Publică, care sunt singurele, care sunt oficiale, arată că în ultima perioadă avem aproape 1000 de persoane, în ultima lună, de persoane vindecate la nivelul județului Suceava. Deci, iată că sunt câteva lucruri care ar putea și spun totodată despre acest management, pe care, din păcate, am văzut că nu toată lumea l-a apreciat. Consider că fiecare are dreptul la opinie,
Însă am discutat cu destui medici, personal medical și chiar auxiliar din cadrul Spitalului Județean Suceava și după acele momente de început în care au existat poate anumite divergențe în privința unei filozofii de management, de aplicare a unor proceduri, lucrurile s-au coagulat da. Și au arătat mult mai bine la spital. Să nu uităm că există un plan de reacție care este făcut, realizat împreună cu Colegiul Medical de la Spitalul Județean, care va fi aplicat la nivelul Spitalului Județean până pe data de 31 decembrie și care va fi generalizat la nivel național de către domnul secretar de stat Oprea. Da. Domnule prefect, și n-ar vrea să insist foarte mult, nici dumneavoastră cu un răspuns prea larg. Legat de această situație, poate eu știu, vă întreb mai mult ca om ce ați simțit sau ce credeți. Credeți că domnul Râmbu merita acest oprobiu venit din public? Este o întrebare la care am să delicată, dar am să răspund în mod direct. Știu că în momentul de față există o anchetă a Ministerului Sănătății și nu numai, privire la modul în care la Spitalul Județean Suceava a izbucnit și s-a extins acest focar epidemic. Însă, pe de altă parte, sunt lucruri diferite între realizările anterioare a unui management și situația de astăzi, care sunt convins că va fi lămurită în totalitate de către specialiști. Știu că există și un raport care a fost pus pe masa Ministrului Sănătății și a Guvernului în acest sens și alături ca toți sucevenii așteptăm ca toate aceste aspecte pe care, repet, specialiștii din sistemul medical le vor elucida. Da, domnule prefect, la două luni de la decretarea stării, peste mai mult de două luni, de la decretarea stării de urgență în România din cauza pandemiei, ar vrea să faceți un bilanț al principalelor activități desfășurate de Prefectura Suceava, de celelalte instituții cu care ați colaborat. Care au fost momentele mai delicate, momentele mai simple, eu știu, neajunsuri, cum le-ați surmontat și așa mai departe? Da, este destul de dificil. Dar să știți că am să încep un pic mai devreme de data de declarare stării de urgență, pentru că noi am fost angrenați în aceste activități de mai de mult. Și am să fac trimitere la faptul că noi am avut primul caz suspect, printre primele cazuri suspecte din țară. Dacă vă amintiți, la începutul lunii februarie era vorba despre o tânără profesoară venită din regiunea Chinei de Sud, printr-un zbor via Lutolandia și acel caz care a fost intens mediatizat cu izoleta de la Spitalul Județean. Și de atunci am avut diverse întruniri ale Comitetului Județean de Urgență, întruniri cu Spitalul Județean, conducerea Spitalului Județean, cu colegii de la DSP. Am avut contact inclusiv la nivel ministerial și aici mă refer că am interferat destul de des cu șeful DSU, domnul secretar de stat, dr. Raed Arafat, astfel încât am încercat la nivel județean, în ceea ce privește atribuțiile instituțiilor care fac parte din Comitetul Județean de Situații de Urgență, să normalizăm, să pregătim ca să facem față acestor situații. Repet, cred că pe toată lumea a surprins virulența și explozia care până acum n-a mai fost întâlnită la un virus și modul de propagare extraordinar de, să zic, plastic diabolic. 26 februarie era ziua când la nivel național era primul caz. Haideți să ne reamintim că în momentul acela județul Suceava nu avea aparat de testare în funcțiune. Îi mulțumesc pe această cale și colegilor de la universitate care au venit acele
echipe minunate care au intervenit și iată că a fost primul aparat, pentru că și noi doream să ne creștem capacitatea de testare. Depindeam în totalitate de laboratoarele de la Iași și deseori seara târziu mă prindea rugându-o pe doamna profesor Dorobăț să urgenteze aceste rezultate pentru Suceava, întrucât semnalele la noi arătau că ar fi posibile infectări din rândul personalului medical. Iată că astăzi avem trei aparate funcționale PCR, real-time PCR, și acel aparat donat de către Crucea Roșie, care cu o capacitate mai mică, dar care poate face într-un termen foarte redus o serie de analize. Deci, dacă dau timp înapoi, în mod paradoxal, situația de astăzi ne prinde mai bine pregătiți și întăriți, ranforțați din punct de vedere logistic. În schimb, din păcate, și o spun cu durere în suflet, ne-am plătit un preț extrem de dur. Vorbim de vieți omenești, vorbim de persoane infectate, vorbim de pierdere economice pe care în momentul de față încă nu le cuantumizăm. Repet, noi din păcate municipiul Suceava și cele nouă localități suntem în carantină, sunt afectate activitatea economică a numeroase societăți, astfel încât în momentul în care vom trage linie, vom observa că pe lângă criza medicală mai există una economică profundă, dar din păcate va fi și una socială. Domnule prefect, ați fost în teren, ați purtat discuții în cadrul acestui comitet județean de urgență, deci v-ați întâlnit cu oamenii, evident cu respectarea acelor măsuri. Totuși, n-au fost momente când v-ați gândit că puteți să vă îmbolnăviți și dumneavoastră? Da, cred că se știe, la începutul lunii martie au fost acele prime reîntoarceri și acele probleme cu... La început am avut probleme cu convingerea unor concetățeni de-a noștri de a se carantina instituțional. Am avut o situație la un centru de carantină în care am trebuit să stau efectiv să parlamentăm și să-i convingem, să apelăm la rațiuni, inclusiv de ordin sentimental, pentru față de niște persoane, trei grupuri de persoane, undeva, cred că de la jurul orei 7-8 seara până 4-5 dimineața. Am avut și eu la începutul lunii martie, am avut efectuat un test care a ieșit negativ. Ulterior am avut intrat și eu în contact cu persoane care au fost declarate pozitivate. Nu am avut posibilitatea de a efectua testul, era acea situație de haos și de la spitalul județean. Era lumea îngrijorată, se testa întâi personalul medical și atunci am lăsat, m-am izolat și am la birou, oricum eram de 2-3 zile efectiv mutat la birou, pentru că erau activități care necesitau prezența uneori în ședințe sau operativă până la orele 3-4-5 dimineața, astfel încât credeți-mă că uneori nu am avut, nici n-am conștientizat. Am intrat în spital, am intrat în DSP în acele momente, am fost în căminele de bătrâni în care erau cazuri cu mulți beneficiari pozitivați, dar probabil că faptul că n-am fost singur, că am fost cu colegii mei, că am fost cu colegii doctorii epidemiologi sau cei de la DSP, a conferit un oarecare curaj. Acum când dau timpul înapoi, cred că în vâltoarea evenimentelor nici nu ai timp să te gândești foarte, foarte des. Dar, repet, oricum nu am fost în situația acelor cadre medicale care, sau a colegilor noștri de la paramedici de la ISU, personalului de la ambulanță, care efectiv, da, într-adevăr, au fost în prima linie și țin să le mulțumesc enorm pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru suceveni. Da. Domnule prefect, legat de testări, deja se discută, mă rog, de când se așteaptă, știu, această perioadă de relaxare, pandemia devine mai anemică, dar deja se discută despre valul 2 în octombrie, noiembrie și așa mai departe. Legat de teste, s-au luat măsuri la nivelul județului Suceava pentru a, eu știu, testa
sucevenii în masă, ca să spun așa. Pentru că, știți, reproșurile vin foarte repede și foarte ușor. Da, eu am să fac câteva scurte precizări tehnice la început. În ceea ce privește testarea, este foarte clar reglementată de anumite protocoale medicale. Și aici cred că trebuie analizat la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică, a reglementărilor medicale pe care sunt date de, prin ordinea Ministrului Sănătății, cum și ce și dacă ar trebui, și inclin să cred că ar trebui să testăm mai mult, inclusiv dacă putem, toate categoriile de populație activă. La nivelul județului Suceava avem un număr ridicat de teste și aici mă refer că din datele pe care le am, avem aproape 13.000 de teste efectuate la nivelul zilei de astăzi. Și mă refer la acele teste care sunt declarate la Direcția de Sănătate Publică. La aceste teste, de bună seamă că urmează a fi adăugat un număr de teste efectuate în sistemul particular, teste care vor fi validate după ce vor fi comunicate la DSP. Dacă facem o comparație cu numărul de teste efectuate la nivel național, mă uitam pe raportările INSP-ului, era un număr de 199.068 de teste, vedem că avem un județ cu un procent bun, care este peste media națională, dar, repet, total insuficient din punctul nostru de vedere. Astfel încât sperăm ca în perioada următoare și prin efortul conjugat al autorităților locale să poată fi crescută capacitatea de testare. Dau în acest sens exemplul primăriei municipiului Vatra Dornei, care vedem că prin anumite măsuri care le fac de alocare bugetară, susțin jumătate din costul testelor, care într-adevăr e destul de ridicat, acelor persoane care fac parte din au anumite activități. Este un lucru bun și cred eu că de la caz la caz, de la localitate la localitate, funcție de numărul de cazuri, de bugetul pe care îl are localitatea respectivă, inclusiv de măsuri locale, putem să facem. Adică inițiativa mea este de a încerca la nivel local, județean, să găsim anumite soluții, neașteptând numai decât de o soluție la nivel central. Dar sunt convins că, și din câte știu, sunt discuții intense despre acest subiect la nivelul structurilor medicale cu atribuții în acest sens la nivel central. Domnule prefect, cum a fost colaborarea cu primăriile, cu primarii din teritoriu în această perioadă de pandemie și, nu știu, dacă se mai știe ceva despre situația, eu știu, creată de sucevenii care au plecat la muncă în străinătate. Atunci au fost acuzați, huliți primarii pentru că au dat acele adeverințe foarte ușor și mă refer la sucevenii care făceau parte din comunități carantinate. Da, în ceea ce privește relația cu autoritățile publice locale, relația a fost una normală. Să știți că am avut un sprijin necondiționat a multor autorități publice locale în ceea ce privește identificarea centrelor de carantină. Aici să știți că a fost o problemă la început, pentru că am avut un număr extraordinar de mare de persoane întoarse din zonele roșii, exact, din Uniunea Europeană. Noi am fost județul, poate cu, din păcate suntem fruntași, iarăși la nivel național, cu persoane, cu export de persoane în ceea ce la nivelul Uniunii Europene, forța de muncă. Și atunci și persoanele care s-au întors în județul Suceava, numărul acestora a fost foarte mare. Observam aseară că din declarațiile primului ministru, că a fost din 23 februarie la nivelul țării, s-au întors un număr de 1.279.000 de concetățeni de ai noștri. Un număr extraordinar de mare. Și atunci noi am carantinat mult. Am avut multe persoane aflate în carantină instituționalizată. N-a fost ușor la început să identificăm agenții economici care să-și pună la bătaie, ca să zic așa, pensiunile, unitățile hoteliere, dar cu sprijinul primarilor, cu sprijinul OAT-urilor, am reușit această chestiune să o rezolvăm. Mai mult am avut și sprijinul acestora în ceea ce privește asigurarea hranei acestor persoane. De bună seamă că
Sunt și chestiuni care ni s-au reproșat. Este firesc, așa, în perioade de criză, să existe și reproșuri din partea autorităților locale. Toți ne-am fi dorit să comunicăm mai bine, să comunicăm mai transparent, să avem o serie de măsuri reglementate la nivel normativ, în mod superior, să fie anumite lucruri mult mai clare. Dar, repet, am bucuria să constat că avem autorități locale și aici nu mă refer numai la OAT-uri, mă refer și la managerii spitalelor, mă refer la conducătorul instituțiilor publice de concentrate cu care am lucrat bine instituțional în această perioadă. Dar cu presa, cum a fost comunicarea, cum a fost dialogul, domnule? Mulțumit, domnule prefect. Mai un minut la pauza de publicitate, de asta. Acum, mulțumirea ar trebui să fie din partea presei. Înțeleg că și să știți că uneori am și dat dreptate unor nemulțumiri și unor critici venite din partea mass media locale. Știți și dumneavoastră foarte bine că au fost anumite reguli impuse de comunicare Da. din partea grupului de comunicare strategică, care nu au fost neapărat în favoarea noastră, întrucât n-am reușit, poate, într-un mod foarte transparent, să aducem la cunoștința concetățenilor noștri toate aceste măsuri. Dar am înțeles din toate aceste lucruri care ne s-au reproșat sau critici pozitive, le zic eu, am reușit să înțelegem cât de necesară este o legătură corectă, transparentă cu mass media și mai ales cea locală. Da, luăm a doua pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.